Dragii mei, o să ascultați trei cântece din partea mea, Bogdan Iviorel, din România, Muncistobozia, județul Ialomița, iubitul, prietenul și iubitul virtual al lui Răducu Edenisa, Emilia. Cântece cântate numai de ea. Această stea în cinci colțuri pe care o vedeți în acest videoclip este statuia eliminării pe care am vrut eu să o construiesc, cerându-l lui Răducu Edenisa să cumpere casă în România, Muncistobozia, județul Ialomița. Statuie care ar fi ținut-o în viață, sunt sigur. Dar ea n-a ascultat de sfaturile mele și a ascultat de sfaturile părinților ei, a surorii ei și nu știu cine i-a mai dat sfaturi. Așa e când nu ascult de sfatul un maestru șef ca mine, al eliminării. Bineînțeles, dacă știu că mulți nu mă considerat maestru șef al eliminării, pentru că nu știți ceea ce fac eu pentru binele omenirii. Această stea în cinci colțuri reprezintă Tatăl Ceresc din ceruri cu vârful în sus. Cea cu vârful în jos reprezintă pe cel rău, ca să știți. Cine crede în Tatăl Ceresc și se închină la Tatăl Ceresc din ceruri, va trebui să mă ajute să construiesc această statuie. Altfel, rugăciunile voastre nu vor fi luate în calcul și nici păcatele nu vă vor fi iertate. Vă garantez acest lucru. Și în ceruri, toate sufletele vor da socoteală în fața mea, în prezența Tatălui Ceresc, pentru că nu au fost alături de mine să-mi duc la îndeplinire acest vis. Pentru că mesajul meu a fost pentru miliardele de oameni de pe această planetă, numai pentru cei din România. Și eu reprezint planeta, nu reprezint numai România. N-a fost să fie, Denisa, să fim împreună. Ce să-ți fac? Nu ai vrut tu sau te-ai lăsat influențată de părinții tăi, de sora ta sau de alte persoane? Ai sperat și tu. Da, virtual vom fi uniți pe viață, ca să știi. Dar fizic nu te-ai unit cu mine și cu Florin.
Dacă Florin a fost primul bărbat din viața ta cu care ai făcut sex, va avea mult de suferit Florin, dacă nu va asculta de sfaturile mele. Pentru că nu va putea să te uite niciodată în viață, pentru că tu te-ai dedicat cu trup și suflet lui. Va trebui Florin să mă caute și sora ta, Adelina, să putem construi, să pot să cumpăr casă în Muncislobozia, județul Ialomița, în România, și să pot la etat să locuiesc eu și la parter să fie casă memorială în amintirea ta, Denisa. Asta îmi doresc eu. Nu știu ce dorește părinții tăi, sora ta, Adelina, și prietenul tău fizic, Florin. Măcar banii care i-a primit de la tine pentru parcul auto să-i folosească în acest scop, și banii de la după drepturile de autor din cântecele tale. În așa fel, să nu fii la fel ca celelalte artiste, să fii uitate imediat și să rămâi în conștiința României. Asta îmi doresc eu, ca prieten și iubit virtual. Ca să vezi că eu te iubesc și după ce ai murit. Eu, Denisa, am iubire pentru toate ființele și pentru toți oamenii. Virtuală și fizică puteam să am pentru tine, dar tu n-ai vrut. A fost decizia ta, influențată de părinții tăi, de sora ta și de alte persoane. Ți-am respectat decizia, de aceea nici n-am venit la București, ca să știi. Pentru că nu puteam eu să vin să-ți fac masaj ție, la București, când tu ascultai de Florin. Și în primul rând, după ce ai fost injectată cu vitamina C și te-ai umflat, din acel moment eu nu am mai putut interveni asupra ta să-ți fac masaj energetic, eteric, să te salvez. Pentru că ți-aș fi agravat mai rău boala și nu am vrut să fiu acuzat de persoane rău intenționate. Că atunci când faci bine, îți vezi rău. Și n-am vrut acest lucru. Cum am văzut că era să fie acuzat Marian. Că Marian a făcut ceea ce... cu ce ai fost tu de acord și Florin. Dacă nu era de acord, Marian nu ți-ar fi făcut injecții cu vitamina C. A fost acordul vostru. Ca să înțelegi, Denisa, de ce nu, și părinții tăi și sora ta, de ce nu am intervenit eu și fizic ca să te ajut. Pentru că tu nu ai ascultat de mine și când am vrut să intervin a fost prea târziu. Eu când acționez, îmi iau și măsuri de precauție înainte de a acționa. Și așa, în cazul tău, nu puteam să risc.